Astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc recepția a 12 ambulanțe de transport nou-născuți în stare critică. Una dintre acestea va ajunge în județul Iași. Autospeciala de tip neonatologie este destinată transportului nou-născuților în condiții de terapie intensivă. Aceasta este dotată cu o targă adaptată pe care este montat un incubator performant, precum și echipamente medicale specifice pentru terapie intensivă. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, a anunțat astăzi că au fost achiziționate 12 ambulanțe de transport neonatal, care vor înlocui autospecialele vechi ce erau folosite până acum. Județul Iași va primi o astfel de ambulanță. Astăzi asistăm la un pas foarte important, care de mult încercam să-l atingem, și anume înlocuirea ambulanțelor de transport neonatal, care cele mai noi dintre ele le avem din 2009, și creșterea capacității prin desemnarea unor noi centre zonale de transport neonatal pentru copii critici. Astăzi, cele 12 mașini vor merge să înlocuiască mașinile vechi, dar vom crea și noi echipaje. Și aici vorbim de Brașov, Prahova și Sibiu. Bineînțeles, medicii care urmează să lucreze pe aceste ambulanțe vor parcurge cursuri specifice de pregătire pentru transportul neonatal. A precizat că anul trecut au fost peste 1700 de misiuni de transport pentru nou-născuți aflați în stare critică. Acesta a mai subliniat că 6 elicoptere SMUR vor fi dotate cu incubatoare noi. Da, pentru că vorbim despre 12 autospeciale pentru transport nou-născuți în condiții de terapie intensivă, complet echipate, care, așa cum spunea domnul doctor Arafat aici, vor înlocui cele 9 ambulanțe de tip neonatologie existente, care au o vechime de peste 13 ani. Acest proiect este dedicat îmbunătățirii capacității de intervenție la urgențe medicale și este finanțat din două instrumente europene, Programul Operațional Regional, respectiv Programul Operațional Infrastructură Mare, valoarea totală acestui proiect depășind 2 milioane de euro. Cele 12 ambulanțe de transport pentru nou-născuți în stare critică, care vor fi distribuite la nivel regional și care intră în dotarea Inspectoratului General pentru situații de urgență, reprezintă un proiect pentru viață. Potrivit ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, în ultimii 3 ani, structurile de intervenție au primit 821 de ambulanțe pentru serviciile de urgență și 465 pentru SMURD, în valoare totală de peste 500 de milioane de lei, toate acestea fiind achiziționate din fonduri europene nerambursabile.